sunt prezent, declar statutară ședința de astăzi. Pentru început, supun aprobării procesului verbal. Cei care au fost interesați să-l citească, dacă sunt de acord, ceilalți, dacă nu l-a citit, poate să-l îi la dispoziție și acum. Cine este de acord cu procesul verbal? Doamna primar, înainte de a începe ședința, propun, dacă este posibil, să păstrați un moment de reflecție de domnul Puiu Bibiri, un om care a fost des apropiat. Avem 20 de puncte. Cred că majoritatea a spus cele 20 de puncte, n-are rost să le mai citesc pe toate, o să mă lucrez la fiecare când o să punem sub aprobare. Dacă sunteți cu ordine de zi pe care v-a prezentat-o prin documentația scrisă, cine este pentru? Mulțumesc! Începem. La primul punct avem proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară, inițiator primar Aldo Diana. Domnul primar, domnul provost, vă rog frumos, dacă vreți, mă lăsați să încep cu punctul 20. Cu câteva lucruri dispus și colegii aici și poate pe urmă mai pleacă și mai ies și mai... Cu ce vreți? Da? La punctul 20 este însușirea raportului de activitatea Curții de Conturi, da? O să... Ce avem noi altul? La diverse. La diverse. La diverse acolo, da. Da. Spre mulțumirea noastră și a colegilor noștri, atât arată raportul Curții de Conturi, da, ca și idei. Nu vi-l aduc pe celălalt ca să ne comparați, ca să vedeți cam ce a fost și ce este. Poate dacă colegii mei, așa, în particular, ne-am mai muștruluit din ceea ce s-a întâmplat, țin să felicit pe o parte dintre ei, 80%, să zic, dintre colegi, care și-au făcut treaba foarte bine și această Curte de Conturi a fost un organ care nu, de fapt, nu prea a avut de ce să ia în mod special, pentru că toate lucrurile au fost făcute legal și în timp util. Au fost doar lucruri care sunt aici, amenzile care nu sunt încasate de la oameni și parte de impozite. Începând de atunci când s-a terminat, această acțiune a Curții de Conturi, cei de la taxe și impozite au început a da somații, iar după asta vor pune poprire pe tot ce înseamnă amenzi. Asta pentru că ni s-a spus că în momentul în care aceste amenzi nu sunt plătite, ele vor fi luate din salariile celor de la taxe și impozite și vom primi sancțiuni și nici bugetul primăriei nu va fi unul foarte bun în momentul în care avem atât de multe taxe și impozite de care trebuiesc recuperate și mai ales amenzile. Aici eu v-am dat numai pentru, aici v-am adus doar numai pentru astăzi, sunt scoase, mi-a adus Marius, încă n-am apucat ca să le semnez pe toate, doar câteva dintre ele, așa ca și sume, nu o să vă spun numele, că 21 de milioane, 12 milioane, 80 de milioane, 8 milioane, deci sumele oricum sunt, 21 de milioane sunt, deci sumele sunt enorme și vă spun numai pe amenzi. Adică să nu fie cu supărare pentru nimeni în momentul în care trebuie înștiințată lumea, în momentul în care au amenzi, dacă ele vor fi oprite din salar, cu somație frumos și cu tot ce înseamnă din punct de vedere legal. Dacă până astăzi, până la curtea aceasta de conturi, aceste lucruri au mai mers cum au mai mers. Din acest moment lucrurile se vor schimba și vom începe exact așa cum ne-au spus ei și vom intra în legalitate. Nu avem ce să spunem despre lucrări. Nu au, vă pun la dispoziție fără nicio problemă acest raport al Curții de Conturi. Lucruri inerente care se mai găsesc printr-o primărie, printr-alta, dar cred că pe asta s-a bătut foarte mult, pe partea de taxe, impozite și pe partea de amenzi, care noi, sincer și chiar dacă și ședința înregistrată, sper ca lumea să mă aud, tot am mai fost lăsat că-i cu tare, să nu super, să nu-l deranjez. Din punctul ăsta de vedere nu putem să nu-l mai supărăm, să-l mai deranjăm, pentru că
liber, nu mă deranjează pe mine legea și n-am de ce să... Cine nu este, o să-i convine, n-ar decât să facă contestații, să ducă mai departe, nu e nicio problemă. Dar noi trebuie să ne facem, din punctul nostru de vedere și din punct legal de vedere, trebuie să ne facem treaba. Încă o dată vreau să mulțumesc colegilor mei, v-am spus, raportul Curții de Conturi este la mine, cine dorește ca să-l vadă, doar să-l citească, să ne felicite. Sper că îl va citi cu un amănunt ca să vadă despre ce este vorba. Nu am avut probleme nici la partea de inundații, nu am avut probleme nici la cantități de balast, nu am avut probleme nici la cantități de motorină, la toate suntem în exact legal, poate și chiar mai puțin decât am prevăzut noi în acele, care și dumneavoastră le-a semnat, acele norme chiar nu au fost, colegii au lucrat și peste program, ne-am încadrat foarte bine ceea ce au cerut domnii de la Curtea de Conturi, am fost aici atunci când au avut nevoie și în ședința pe care dumnealor știu sigur că au avut-o la Bacău, am fost una dintre comunele pe care ne-a lăudat și a spus că în ultimii 3 ani, cel puțin de când sunt mândră de treaba asta, în ultimii 3 ani de când sunt eu primar, nu a fost un fel de problemă care să ne creeze probleme de genul, eu știu, de genul mai urâte, da, să se lese mai urât, cu procese, da. Încă o dată mulțumesc colegilor mei, mulțumesc consilierilor care au aprobat unele lucruri ca să putem trece cu bine peste aceste lucruri. Sper ca lucrările pe care le avem, proiectele pe care le avem, să fie în continuare duse la capăt așa cum au început, cu muncă cei drept, dar cu rezultate pozitive. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc domnul Dobrovescu că m-ați lăsat să vorbesc despre asta. Da, trebuie să pus la vot, ceea ce m-a pus la punctul 1, care l-am citat înainte, deci proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară, inițiator primar Alba Diana. Da, o să-i dau cuvântul doamnei contabil și o să prezinte dumneai rectificarea bugetară, că știe mai bine despre ce e vorba. După cum cunoașteți, la prima, nu chiar la prima, ședință de aprobare a bugetului pe anul 2019, s-a aprobat și lista de investiții. La o parte din acele investiții, urmare a modificărilor legislative, a fost nevoie de actualizarea devizelor, care fiecare au fost aprobați în Consiliul Local și fiecare actualizare a mai necesitat și niște sume. Avem așa, modernizarea infrastructurii rutieră, drumul prin Gal, 450.000 lei, reabilitare cămin Cernu, 160.000 lei, achiziționarea terenului pentru locuința tip Habitat, 10.000 lei, extindere rețea apă, 5.000 lei, la drumurile Sătești, proiectul prin PNDL, se va mai suplimenta 10.000 din bugetul local și 50.000 lei din bugetul de stat, prin programul PNDL, pentru dotarea căminului cultural cu instalații de sonorizare, suplimentarea cu 15.000 lei. Toate aceste sume adunate rezultă în suma totală necesară la partea de cheltuieli de 700.000 lei, pe care o vom finanța la partea de venituri astfel. 50.000 lei de la bugetul de stat, așa cum am spus și mai sus, 290.000 lei din excedentul anilor precedenți, iar 300.000 lei va fi nevoie de virare de credite, propunem noi, de la centrul de persoane abuzate care au fost votat inițial, vor fi luați de acolo și transferați din Cluj, și 200.000 lei de la muzeu. Tot la fel, în lista inițială de investiții a fost propusă o sumă de 200.000 lei de muzeu, îi vom transfera aici ca să putem continua investițiile care deja sunt în curs. Iar 60.000 lei, suplimentare de venituri proprii, avem o linie bugetară unde au fost încasate veniturile peste estimarea inițială și acolo vom suplimenta cu 60.000 lei. Total sumă suplimentată la partea de venituri, 700.000 lei. Deci am acoperit din venituri partea de cheltuieli. De asemenea, avem o solicitare la învățământ de virat 15.000 de lei credite bugetare de capitolul alte cheltuieli cu bonuri și servicii la iluminat. Nu mai au bani la iluminat și luni la alte cheltuieli cu bonuri și servicii să poată merge mai departe. Acestea au fost sumele, noi vă propuneți dragă bani. Dacă sunt discuții asupra raportului prezentat doamna Zaharie. Nu este nimeni, supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară. Cine e subiectul? Abțineri? Împotrivă? Nimeni. Mulțumesc.
Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principiilor principalilor indicatori tehnico-economici actualizați conform Ordinului Comand 611/138/127/2019 emis de BFPT, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății, privind obiectivul de investiții, modernizarea drumului sătești, Comuna Podul, județul Bacău, inițiator, primar Alu Diana. Vă rog, doamna primar. Am să vorbesc eu câteva cuvinte. Este vorba... 2 și 3, da, 2 și 3 sunt legate, dacă putem discuta despre punctele. Păi atunci al 30 și pe 3 atunci. Deci la punctul 3 este proiect de hotărâre privind modificare HCL numărul 12. 1303 din 2017 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții modernizarea drumului sătești Comuna Podul, județul Bacău, inițiator primar Albu Diana. Vă rog, domnule. Este vorba de proiectul modernizare drumului sătești Comuna Podul, județul Bacău, proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, proiect care este în derulare în acest moment. Este vorba despre o suplimentare de 28.426 de lei, deci 284 de milioane de lei vechi, datorită modificării CAM-ului, contribuției asigurări pentru muncă de la 0,372 la 2,5. Acești 28.426 nu vor fi finanțați din bugetul propriu al primăriei, ci vor fi finanțați de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Referitor la punctul 2, la punctul 3, ceea ce punem noi în plus față de proiectul, față de bugetul inițial, este vorba de o sumă de 250 de lei, deci 2 milioane jumătate lei vechi, datorită modificării cotelor pe care trebuie să le dăm la Inspectoratul Stat în Construcții. S-a mișcat puțin tel în sus valoarea totală a proiectului, atunci și cotele 0,1 și 0,5 pe care noi trebuie să le plătim la ISC, partea noastră de cofinanțare, se va ridica. Dar, repet, nu e o valoare mare, 250 de lei. Cea mai mare parte, 28.426, va fi suportată din bugetul Ministerului de Dezvoltare Regionale și Administrației Publice. Dacă aveți întrebări. Dacă sunt întrebări, primare, de-a hotărâri. Deci vorba de modificare legislativă, aceea modificare a CAM-ului. Dacă nu sunt, supun aprobării cele două punctele proiectului hotărâri, cine iese pentru? Împotriva, abțineri, nimic. Deci, în unanimitate, punctele 2 și 3 au fost aprobate. La punctul 4 avem proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren intravilan și toată în Comuna Podul, județul Bacău, suprafață de 5.795 metri pătrați, inițiator primarul Albu Diana. Vă rog. Este vorba despre acel teren la care am făcut referire în ședința trecută a Consiliului Local, un teren în suprafață de 5.795, teren necesar nou pentru ca organizația Habitat România să construiască acele 5 duplexuri pentru familiile care au posibilități financiare mai reduse. Inițial ei au cerut un preț de 10 euro pe metru pătrat. Avem un raport de evaluare pentru acel teren, datorită faptului că terenul este la drum comunal, are acces la curent, are acces la apă. Din raportul de evaluare rezultă o valoare de 9 euro pe metru pătrat. În negocierii cu deținătorul acelui teren, ei n-au cedat sub 8 euro pe metru pătrat. Dacă sunteți de acord, să achiziționăm acel teren cu 8 euro pe metru pătrat. 5.795 de metri pătrați au 8 euro. Dacă sunt întrebări. Ce comisie a făcut evaluarea? Comisia n-a fost făcută de când. Comisia nu are cum să fie. Comisia doar a negociat. Evaluarea... Comisia a negociat. Aici evaluarea a fost făcută de către un evaluator legal. Este vorba despre domnul Rupsu de la Topo Sisteme. El a venit și a făcut tot ce înseamnă evaluare pentru care, pentru evaluare, pentru... Nu, dar nu e nicio șmecherie. Stați liniște. Nu știu cu dumneavoastră la asta vă gândiți. Dacă ar fi vă șmechericii. Dar nu este, domnul Dobrovoiu. Chiar nu este. De obicei, o suprafață de teren ca să construiești și clădirea se rămân pentru posteritate. Deci nu e un preț mare. În primul rând că este un teren destul de bun acolo. E undeva peste drum de Cristina și faptul că dacă stă secretarul acolo, restul are valoare. Da. Adică este vorba și să fie mai la stradă. Că acum dacă tot ai ceva, putea să ducem tu am... Dar nu construiești. Da, dar nu poți să... N-ai vorba
n-ai sunt utilități. N-ai deja cei care vin ca să construiască cer, niște, totuși niște facilități ca să poată să facă. Vine omul, să face. Și cred că pentru niște familii din zona noastră, cred că se merită să... Măcar atâta să facă primăria, să cumpere un teren, să poată să le dea la dispoziție. Debea jumătate de nu la 50.000 de lei. Noi am făcut sondări în zonă. Credeți-ne că am făcut sondări în zonă. Am fost și pe Făgădău. Se cere undeva între 15, 17 până la 20 de euro pe metru pătrat. Credeți-mă că am fost acolo. Dacă găseam undeva mai ieftin cu toată deschiderea sau dacă cunoaște ceva pe cineva, nu e niciun fel de problemă. E, mai e undeva un teren de vânzare aici, cum venim dinspre Făgădău, îmi faci pe dreapta. Da? E un teren rupt, mi-a cerut 10-11 euro pe metru pătrat. Atât ne-au cerut, deci oricine poate verifica adică treaba asta. Adică terenul ăsta n-a fost, zonă. A venit primul și gata, cum a venit, cum mi s-a luat, cum s-a... Nu, au fost verificate mai multe terenuri, au fost vorbit cu mai multe persoane, cu mai mulți oameni. Încă o dată spun, eu consider că pentru 10 familii din comuna noastră care pot să vină să înscrie și să facă un punctaj pentru așa și ceva și să ia o locație, cred că este binevenit. Nu. Adică vorba al domnul Dobrovăț, e ceva care rămâne până la urmă pentru toată lumea. Deci neșansa primăriei noastre nu are teren, nicio suprafață, aici teren era proprietate. Problema este, știți foarte bine că am cumpărat și pe ăla de jos ca să putem face stația de depurare pentru că n-am avut. Neșansa este ca primăria Poduri de ani de zile, cum nu are niciun fel de teren. Nici o parte de teren. Toată lumea, pe toate bucățile de teren. Am cunoscut care e de la Tupilaz Neamț. Acolo tinerii căsătoriți care doresc construia sau care face o teren la primărie și îi spune teren. Asta e teren primărie. Știu, dacă are teren în proprietate primărie. Dacă teren primărie nu are teren în proprietate, nu poți să facă nicio facilitate la nimeni ca să poată stabili în comună. Și legea îți permite. Da. Tocmai îți dă o facilitate ca să ai... Supunem la vot. Cine este... De acord cu hotărârea de la punctul 4 privind achiziționarea unui teren din 5.795. Cine este pe el? Domnilor, vreți Cine-i pentru? Am supus aprobării, domnule Plăi. Dacă sunteți de acord, dacă nu, nicio supărare. Deci, în alimitate, proiectul de la Guvernul de la Nu, dar am întâlnit dumenele, ca fiecare om care e. La punctul 5 avem proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind reabilitarea, modernizarea, dotarea Căminului Cultural Salciernu, Comuna Poduri, județul Bacău, faza proiect tehnic, inițiator, primarul Alba Diana. Este vorba de proiectul pe care l-am câștigat prin AFIR. Anul trecut s-a făcut aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza studiului de fezabilitate. S-a încheiat în acest moment faza proiectului tehnic. Există o diferență între studiul de fezabilitate și proiect tehnic datorate acelor modificări legislative OG 114, modificările de manoperă. Diferență, repet, între SP și PT, undeva de 140.000 de lei cu tot cu TVA. Deci aprobăm noi indicatorii proiectului tehnic. Noi sperăm ca undeva, maxim două săptămâni, să înceapă lucrările la primul de la CERN. Dacă sunt discuții pe imaginea acestui proiect de hotărâre, cine are? Nu ar fi niciun fel de probleme, supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nimic. Prin unanimitate de voturi și proiectul de pe ordine de la numărul 5 a fost aprobat. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice de modernizare a infrastructurii rutiere, sat Poduri, Comuna Poduri, județul Bacău. Inițiator, primar Alba Diana. Este vorba de aceeași chestie, în sensul că tot modificările legislative apărute între 2018 și 2019, respectiv celebra ordonanță 114, modificări ce au făcut să existe diferențe între SF și PT. La acest proiect este vorba de proiectul de la Brănești, prin GAL.
modificări ce au dus la creșterea valorii întregului proiect cu 450.000 de lei noi, față de valoarea inițială. Deci undeva inițial era la 1.600.000 de lei noi, acum e undeva la 2.075.000 de lei noi. La proiectul de la Brănești este foarte multă muncă manuală, deci e vorba de 800 de metri de asfalt, dar se fac foarte multe lucrări de artă, acele gabioane. Cele gabioane care cer foarte multă muncă plătită pentru manopera respectiv, care a crescut foarte mult, de la 1.600 a crescut la 3.000 de lei pentru fiecare muncitor de calificare. Dacă sunt discuții cu marginea la punctul 7, de la ordine de zi, 6 în 7, nu ar fi nici fiat de probleme, supun aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Vă mulțumesc. Aprobare. Deci la punctul 7. Proiect de hotărâre prin aprobarea acordului de parteneriat dintre Administrația Bazinală de Apă Siret și Comuna Pod, inițiator primar Alba Diana. Este vorba de proiectul de 2,1 km pe care vrem să îl realizăm prin Compania Națională de Investiții, proiect în valoare de 100 de miliarde de lei vechi. Noi, la momentul acesta, am obținut toate avizele, exceptând avizul de la Mediu și avizul de la APE. Pentru a putea obține avizul de la APE, trebuie să încheiem un acord între Comuna Poduri, acord încheiat între Comuna Poduri și APA Siret, Apele Române, datorită faptului că noi vom efectua lucrări în albia păraielor Cernu și Băltiniș, păraie care aparțin de Apele Române. Este vorba de 4.100 de metri pătrați. Vom face înlipuiri, este o procedură a lor. Dacă încheiem un acord de colaborare, de parteneriat, prin care îi spun în timp de 5 ani cât se vor derula, maxim 5 ani, îi sperăm undeva un an jumătate, doi, terminăm lucrările, ca să putem face acele lucrări în albia părailor care aparțin de Apele Române, să aprobăm. Păltiniș și Cer. Da. Nu, vreau să spun care sunt, să prezint un pic care sunt drumurile care deja au fost depuse de oameni și le-am depus la Compania Națională de Investiții pentru a putea face pe situația de urgență. Este vorba de drumul de la Cernu, care se intersectează cu județean, da. De la Bot până la prima intersecție, până la Poința. Este ăla vorba, care duce spre Cheșchea și la un moment dat se bifurcă. Unul duce spre Șopa, celălalt pe Cheșchea. Următorul este aici pe Valea Șoșii, urcă pe la biserică și se intersectează cu... E drumul de la Albu, de la Necostel Albu, care l-am mai depus o dată. Și drumul de la biserică de aici, din Covă, care e o drumul de la biserică la Sfântul Nicolae, de la Părintele Vasilică. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de vădare de Consiliul Local. Dacă nu sunt până aprobări, cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Trecem la punctul 8.910, aceea spun proiect de vădare de guvern privind acordarea unor stare de urgențe doamnei Țâncu Viorica, domnului Rață Cristian și doamnei Costolache Vasilica. Da, îți prezint doamne. Eu. Doamna Țâncu, cred că ați auzit, i-am uit băiatul, nu are niciun ajutor, Țâncu Viorica, băiatul de 40 de ani, nu are niciun venit. Nu prea nici băiatul, nici ea. Nici băiatul, o strâns bani prin sac ca să mă mărunteze, acum trebuie să dea înapoi. Dacă propuneți o sumă, adică noi ne-am gândit la 1.500 de lei. Păi că tu considerați acolo. Da, nu ești puțin, din parcă ce faci cu 15 milioane. Danica, nici de voi. Da, e la ajutor, la cel care nu are niciun. Deloc, exact. La cei care are 100 milioane salari, nu e sumă mare. Sau pensii, nu. Domnul Rață solicită... Mai trebuie mai mult. O să le votăm de toate la sfârșit, nu? Le votăm de toate după ce le citesc. Asta pentru fiecare câte 15 milioane să-i pune în care și-o îngropă. Acum la Țâncu Viorica, domnul Rață Cristian Cipro. Solicită un ajutor pentru a se acorda la curent. A făcut împrumut de 6.000 de lei,
nu i-au ajuns și atunci ai trebuit să ceva bani ca să duceți care foarte mulți copii, trebuie și ajutor social. E fericit, are mulți copii, are moștenitori, are cine-i moștenitori. Are cine să-i luminezi. Are cine, da, are cine. Și la fel, doamna Costolache a decedat băiețelul de 14 ani, deci a stat în spital cu cancer. Și la fel, și ea e la ultima sută. Ferință, doamne, ferință. Dacă sunt ceva discuții, vorba celor trei propuneri. Dacă nu Da, o să vă spun eu despre ce vorba, sunt acele camere video pe care trebuie să le, pe care le punem în, în comună, în cele trei locuri. Și tot trebuie să dăm tot felul de documentații, tot felul de, pentru ele, ca să poată să vină să-și ducă proiectul până la sfârșit. Ne-am mai pomenit de asta. Da. Ce se, atâtea, adevărul că nu mai avem probleme ca înainte, dar totuși nu, dar, mai ajutat foarte mult. Au ajutat și astea care sunt doar la primărie și au ajutat. Dar știu și oameni că am o cameră groasă, cel puțin la două, trei luni vine la altă poliția și descarcă. Da. Urmărește o mașină, un infractor, exact. Ceva e mai ușor. Da. Da. Dacă sunt ceva discuții pe această... Trei puncte. Le-am mai spus de vreo câteva ori. Unul e la Rusăiești, unul este la Bucșești, unul este la Buleni. La Bucșești de Gen. Da. Ar trebui să fie mai multe. Ar trebui, dar așa este, ar trebui să fie mai multe. Asta e începutul. Probabil când o să avem, exact cum am câștigat proiectul cu internetul, care este acum în derulare cu 15.000 de euro, or să vină și proiecte pe treaba asta și atunci o să ne extindem. Asta este pentru început. Dar chiar dacă dau vorbă cu internetul ăsta, nu știu cum se poate acorda la internet sau nu început să funcționeze internetul. Încă nu a început. De acum, că acum e proiectul este semnat. Proiectul este semnat, este... Noi am fost dintre puținele comuni care am prins banii, cei 15.000 de euro pentru el și acum e în lucru. Se lucrează cu Telecomul, deci e o firmă serioasă, nu adică să vină să... Numai că problema este că durează... Partea de hârtie durează mai mult decât partea de orice. Asta e. Dacă sunt ceva probleme pe marginea acestei, vă spun proiect de OTR. Dacă nu sunt sub un aprobări, cine este pentru? Ar trebui mai multe atâta. Mai multe, asta discutam, da. Ce mai mult posibile, în zona asta nu mulțumim. Trecem la punctul 12. Proiect de hotărâre privind întărirea rețelei de 0,4 kW aferent PTA 2 Bucșești, circuitul 2, sat Bucșești, comuna Podu, județul Bacău. Inițiator primar Alu Diana. Cu permisiunea dumneavoastră a vorbit și despre punctul 12 și 14, că s-a același lucru. E vorba despre lucrări de modernizare, reabilitare, făcute de Delgaz Grid, la punctele lor de transformare și linii de joasă și medie tensiune. Și ne se cere nou pentru fazele de autorizare a lucrărilor care se desfășoare, obținerea hotărârii și dreptul de a încheia contracte cu, pentru servitudini și de uz pentru suprafețele care, unde o să intervin. 172,90 m pătrați la Cernu și 170 de metri pătrați la PTA 3 Poduri. Păi ai și 14 aici intră, nu? 14, 12 și 11. 14 și 12. Da, și 11, că 11 a fost... Da, 11 l-am discutat. Da. Dar văd că aici mai este un proiect de hotărâre privind modernizarele de joase. Tot aceeași. Joase. Da, ăla e PT3 sau era PT2, mi se pare. Da, PT3. Cu 14.
12 cu 14, da. Deci e aceeași treabă, da? Aceeași procedură, conform legii 112/2012, avem obligația să facem contract de servitute și de uz pentru liniile de folosință publică care aparțin rețelelor naționale de utilități publice. Da. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport la cardurile didactice care nu dispun de locuințe pe teritoriul Comunei Poduri. Inițiator primarul Albidiana. Aici e o hotărâre care o dăm în fiecare lună. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. La punctul 15 avem proiectul hotărârii privind construirea ansamblului de locuințe unifamiliare cu regim de înălțimi B plus M, Comuna Poduri, județul Bacău. Aici nu spune cine e. Cristina. Aici nu spune cine e inițiator, de asta nu știu cum. Cristina, spune. Construirea ansamblului de locuințe cu care vor să facă și făcători. Din neam. Un parchet, un sat cu ceva de genul ăsta? Da. Da, probabil cu un etaj. Sau n-am zis dacă e etaj. Masa, masa, masa. Masa, masa. Ansamblu, construirea ansamblu de locuințe unifamiliare. Făgădău, da. Am întrebat un pozar din locul meu. Da, dar tot pentru ei. Cel care construiește... Care le-ați fac un ansamblu din locuințe. Domnul Neacu Sergio. E acolo lângă... Lângă American. Toate astea se vor da de la Consiliul Județean. Doar adică cheltuielii îi aparțin. Cheltuielii îi aparțin lui. Adică face el omul, nu... Mai sunt întrebări? Dacă nu supunem la vot punctul 15, cine este pentru? Trecem mai departe, la punctul 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii care au obținut premii la olimpiade școlare, inițiator primar al Bucurii. Este vorba despre copiii care au terminat 14 copii, da, care au fost 14.000 de lei bani în total, care au luat premii la olimpiadele și județeană și avem și națională, avem și regională. Acești copii la sfârșitul anului au fost premiați cu această sumă. Am spus să fie trecută prin Consiliu, nu cred că este vreo problemă. Propun ca și ceilalți copii care la clasa 8 au terminat cu medii peste 90, cei care vor lua peste 9 la bacalaureat anul ăsta, așa cum a făcut și anul trecut, să fie și ei premiați tot câte o sumă, măcar câte un milion, să vedem câți ori să fie atunci când o să avem rezultatele. Poftim? Cât de mulți. Cu cât copii deștepți, cu atât ai mai bine. Normal, îi spari cea mai bună investiție. Încă e puțin, ar trebui să fie cu mai mult premiat, dar na. Asta e, copiii nu se bucură să vadă acolo atenție. Nu-i mult, dar cine este pentru? Așa este, da. Sunt copii care muncesc, au rezultatele astea, ca cei la care se sunt la Dumnezeu cu... Nu-i bagă nimeni în sala. Vedeți, adică de circo, de demonstrat. Sunt copii de oameni sărași care au învățat carne din momentul de șoară și oameni mari. Eu sunt un amică. La elanți care au avut posibilitate să facă meditații, să pregătească, au ajuns sus și uite, aia și aia trebuie cumva. Să știi că vreau să-i contrazic, am văzut și invers.
Sunt excepții din toate părțile. Unde este deștept și pleacă deștept de jos, n-are nimeni ce să-i facă. Până sus merge deștept. Oarec, nu poți spune. Nimeni n-are ce să facă. Și am văzut că are băgat banii mei cât pentru 15 mașini. Și tot prost a rămas. Deci nu-mi compros, nu vă interesa, că avem bani. Dar cei care au fost deștept și nu au avut putere financiară, părinții să-i susțină, să ajungă mai departe, s-au plafonat undeva mai jos, asta da. E. Asta domn profesor are... Înainte ca să facă facultate, trebuia să muncească el. Exact, trebuia să fii bun. Vinea la acasă și făcea, era cum partea, să poată să facă ceva, să iei... Da, domn profesor, vă rog. ...prezidenția la Obor. Domnul argument, domn profesor, vă rog, domn profesor. Aș vrea să aduc câteva completări la acest punct. În sensul că noi astăzi, în ședința de comisie la învățământ, sănătate, etc., ce o am desfășurat-o de la ora 12, cu prezență aproape de 100%, vă informez pe dumneavoastră, Consiliul Local, că am în față situația școlară la sfârșitul anului școlar 2018-2019. Din 680 de copii rămași la școlile Podul Bucșești-Cernu, au promovat 666, rămânând la un obiect corejez 3, abandon școlar 1, repetenți 3 și respectiv cu situația școlară încheiată vreo 5. Situația e foarte bună, felicităm colectivele didactice. Am în față de asemenea și doamna primar a fost prezentă la ședința noastră catalogul de examen și la evaluarea națională 2019, care l-am scos astăzi împreună cu profesoara Ondu de pe calculator, care a fost transmis Bacăului. Se desprind niște concluzii care noi le-am discutat în cadrul comisiei și anume, înscriși la evaluare 69 de elevi de clasa 8-a, căzuți la acest examen 27, 42 promovează. Din acești copii, procent de promovare se rotește în jurul lui 60%. În sensul că sunt la Poduri vreo 15-16 căzuți, la Bucșești vreo 11, ce sperie cifrele acestea ce le vedeți în acest catalog și vă rog să vă uitați și dumneavoastră care doriți, domnule consilier, medii de 1, de 2, de 3, de 4. Dar la polul opus, ca să revin la ceea ce discutăm noi la punctul acesta 16, acordarea de stimulente financiare, avem și câțiva copilași și la evaluare națională au obținut medii peste 9. N-avem niciunul de 10. Ciuhat Cosmina Raluca de la Bucșești, 9.32. Respectiv Dobrovăz Delia Maria, 9.32. Pe aceeași medie. Asta e de la Podul, că e alături Dobrovăz de pe urmă, de aici. De la Bucșești. Gavreluță Raul Lucian, 9.55. Am impresia că acesta e cu primul loc. Felicitări! Respectiv, copilași care au obținut peste 9, numai un pic ajung și la dânsa dacă îmi dați voie, că v-am așteptat și la ședință să veniți, Troian Paula, 9.42, deci 9.55 e mai bun ca 9.42. Am rugat pe doamna primar, acești patru copilași, sunt patru, în afară ce ne gândim noi la premianții claselor, care au primit cărți și premii și diplome și medalii, acești patru copilași să fie prins și ei într-un program de stimulente, mult puțin cât este un lucru nemaipomenit. Ne ducem cu raportul spre bacalaureat și nu avem grijă de copilașii noștri de la evaluarea națională. Și la diverse
Și la diverse am să încerc, domnul președinte, dacă îmi dați voie, să vă mai spun ceva. Că nu, ăsta la punctul 16 îl puneți în discuție. Mulțumesc. Domnul profesor, nu am o întrebare, dacă permiteți. Aia care aș fi crezut, ce înseamnă crezut? Aia n-au dreptul să intri și ei la liceu? Ba da, acești copii, acești copii, domnul Nele, degeaba râdeți, e activitatea cadrului didactic. Acești copii nu au medii până în 5 să fie promovați. Ei au posibilitatea. Ei au posibilitatea în luna lui iulie acum, să revină din nou și cu corejarea și cu un sistem de evaluare. Acești copilași vor fi cei care vor umple clasele de profesionale. Ce pretenții să ai de la un copilaș care la capacitatea asta, cum îi zicem noi, valoare națională, a luat media 2 și 12. Dar nu vreau, dar poți să fii meseriaș bun. Nu poți să fii numai director și inginer. Dar sunt profesori care au luat-o. Domnul președinte, în 2008 s-au desființat profesionalele care erau binează, care aveau copii care nu puteau să meargă mai departe. Rămâneau localnici aici și făceau o meserie. S-au desființat. Și eu societate, aia e. Da, dar să știți că mulți au ajuns foarte mult. Actualul ministru a învățământului. Nu se lua în derâdere că este o pată rușinoasă la adresa colectivelor didactice. Eu spun următorul lucru. De ce oare pe timpul lui Lupeș Cornelia Grigorașe, Elena, soția lui domn Vasilică, Bujor Ofelia și alți profesori, pe timpul nostru, de altă dată, să vă spună domnul Neli, începeam pregătirea pentru examene cu o lună, două înainte. Respectiv, toate cadrele știau orar pentru pregătire, orar pentru asta. Acum, nu vă supărați, iertați-mă, e greu de lăsat cafeluța din cancelare și a trece la ore. Și e adevărat, ceea ce spune domnul Nele este foarte adevărat. Procentul acesta de 60% la capacitate, la evaluare, e mult mai bun pe toată zona noastră. Dar aceste cifre, acești copilași care vor umple școlile profesionale, viitorii meseriași, cum ziceți dumneavoastră, n-ai bază de ele. Domnul profesor, nu uitați o singură amănunt. Actualmente este supraveghere audio și video. Pe timpul când erați dumneavoastră nu exista treaba asta și să mai spun mai departe. De asta se copia în neștire sau cum? Deci, în momentul de față este supraveghere audio și video. Absolut nimic nu se mișcă. Absolut nimic. Vă garantez asta. Se vede ori de unde se înregistrează totul. Nu ați fost și dumneavoastră pe timpurile de altă dată când ați trecut pe astfel de examene, parcă atunci aveți altă opinie, acum aveți altă opinie. Eu vă spun ce este acum. Domnul Nere, știți care e motivul? S-au pus supravegherea asta. Să copia niciodată dată la... S-au depistat care, în dat ce ducea la oră, vedea la elevi, scordea cărți, citiți și el... Nu, nu! El stătea pe telefon. Asta e supravegherea la examen, vorbesc de examen. Da, dar în timpul oră, în timpul programului. De aia s-a înștiștept și sunt copii. Care nu știi, nu vreau să știi. Ceva de care. Acum am zis că nu știu. Înainte sunt de-a copii. Dar dacă avea nu știu ce sunt copii, s-a înștiștept. Care nu au ce acabă, știu, sunt copii. Hai să trecem. Problema mare la acești copii este în felul următor. Una, că pleacă cu un handicap, probabil de acasă, de la părinți. Eu vă spun... Să vă spun finalitatea lucrurilor unde se duc acești copii. Se duc la un liceu, se duc la o policială și ajung la practică gen firma la care lucrez. Vă dau un exemplu că dintr-o clasă de 14 copii, dacă ai ce face cu 3 care să-i înveți meserie, este lucru mare. Fiindcă băieții la momentul actual ei se învăța doar barbut, cărți, dacă se poate. Ce se întâmplă? Nici școala în principiu ne ajută. Ne-am spus și am mai repetat chestia asta. Cel mai bine este când e o clasă să faci practic. Păi, domnule, să vină inclusiv
profesorul sau maestru să stea cu ei. Degeaba îi scoți tu și dai pe fiecare să câte 2-3 la câte o echipă de oameni să învețe ceva, fiindcă el o fofilește că se duce până la toaletă sau se duce până la cantină să mănânce ceva și în 10 minute nu mai este la practică. Deci nu o pățim numai noi. Uite, ăsta este de față, știi că și sistemul REM-ul, avem practicanți, dar nu fac față cerințelor, adică vin atât de prost pregătiți și nici ei. Și liceile, mare majoritatea lor și școlile profesionale, ceea ce greșesc este că datorită faptului că dacă nu s-ar duce și copiii ăștia care spuneți dumneavoastră de 1, 2, 3 și 4, jumătate din profesor ar trebui să plece acasă. Clar, deci ar trebui să plece acasă. Și nu-și dorește nimeni așa ceva în sistem. Dar sistemul ar trebui să gândească pentru acești copii un sistem de evaluare și de practică dus cap-coadă. Adică, domnule, nu-i mai înveți școala profesională, exact cum spuneați, până în 11 clase. Domnule, faci și știi clasă de meserică. Mai trebuie și potcovari, mai trebuie și faianțari și dulgheri. Școli de meserii de 10 clase, care acolo, în principiu, să se axeze nu pe carte, pe instruirea practică a oamenilor. Îi mai înveți și cum, domnule, ce rezistență are sârma la rupere, la îndoiri, cum se face. Dar degeaba îl înveți pe el în clasa 9-a, 10-a. Din matematică română, adică el trebuie învățat să-și facă o cerere de angajare, o cerere de demisie și minimul necesar. Și să știe meserie, fiindcă cu meseria va ajunge departe. Dacă nu se va ajunge cu sistemul aici, vom noi, cei care sunt dumneavoastră, care sunteți aici la masă, cred că marea majoritate o să mai prindeți pensii de pe urma generației care vin eu din spate. Dar eu, de pe urma cu domnul care filmează aici de față, nu cred că mai avem de unde aduce pensii ca să cine îi plătești nouă pensii. Mulțumesc! Domnul Cătălin, domnul președinte, iertați-mă, din toamnă, doamna ministru actuală, doamna Ecaterina Andronescu, a spus că se va introduce examene cum era odată. Examen, domnule, și copilul știa un lucru. Acum văd că s-a revenit, că mai mult de 50% sunt aceste note de la evaluare plus media din cursul claselor 5-8. Nu știu ce va fi în toamnă. Dar eu vă dau un exemplu. În atâția ani de meserie, domnul Vasilică Grigoraș cu domnul Nele îmi pregăteau la instruirea practică toți copilașii despre care vorbesc eu acum, ăștia mai slăbuți. Ei, cum acești oameni, domnul Vasilică și domnul Nele, i-au făcut de așa natură, i-au pregătit că la examenul de sfârșit de an era o președinte, un domn inginer de la Lucăcești, care luau 9 și 10. Îi căuta să îi împiedice la citirea cu șublerul, cu micrometru, cu toate celelalte fazele de lucrări și așa mai departe. Și acum sunt meseriași foarte buni. Băieții Sandu, Irinel și nu știu mai cine și mulți, mulți alții. Acum se vrea să se umple școlile și Cătălina a sesizat foarte bine ca, virgulă, cadrele didactice să nu cumva să te atingi de postul lor. Dar cadrele didactice să-și facă datoria, să-i pregătească în așa fel încât copiii ăștia să aibă un viitor. În concluzie, cine-i vinovat? Sistemul de învățământ. Trebuie luat la nivel național o hotărâre care să o respecte pe un ciclu de cel puțin 10-20 de ani. Adică nu vii și schimb fiecare legislatură, la fiecare an schimb legea învățământului, schimb. Nu spune nimeni că nu trebuie să aducem bunătății. Nu contează cine este, dar că toate, toți care au venit n-au respectat, adică domne, când se face o strategie pe 12-15 ani de dezvoltare, este un lucru. Când faci o strategie pomperistică de un hăi rupt, aia o faci doar când ai o calamitate, exact cum se întâmplă, domne, caz de altceva. Dar normal, faci o strategie, îi pui pe toți la masă toate partidele, chemi părinții, chemi, faci o strategie de dezvoltare pentru învățământ de 12-15 ani, și atunci conlucrez toate treburile astea. Până atunci noi discutăm, dăm și noi niște idei, dar sperăm ca și acești copii se vor integra și vor aduce beneficii. Nu putem să-i lăsăm pe drum, bineînțeles. Mulțumim, domnule Cătălin. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 16 privind acordarea de stimulente financiare copiilor care au obținut
rezultate deosebite în anul școlar ce a trecut. Cine este pentru? Suma, cred că o stabilește doamna primar, nu poștă. Suma, că nu. 1400 lei. Au fost dați și o să vedem acum cât o să fie la bacalaureat. Deci asta este pentru copiii din clasa 8-a, care au fost între 8-a, care au obținut medii la o olimpiadă. 14 milioane. 14 milioane. 14 milioane, da. Cine este pentru? S-a văzut. Împotriva, cine? Și fundatorul, ești de la... 17. Și 300 de milioane, e un alt. Pentru colonia. În 5 minute. Trecem la punctul 6, deci. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercooperatist Comunitară privind salubrizarea județului Bacău, inițiator primar Albu Diana. Asta e cotizația care... Da, este valoare de 6.000 de lei. Noi ne încadrăm între 6.000? 6.000 de lei. 60 milioane. 60 milioane. Nu, de ce mai trebuie. O fost de 2.500 de lei. E corect, sunt birocratizat și acolo, sunt mări salari de premii. Cu bani, dacă nu am să birocratiza... Cine este pentru? Am cine, foarte noi. La punctul 8, deci avem privind proiect de hotărâre privind valorificarea prin închirierea spațiilor din clădirea dispensarului medical, inițiator primar al Diana. Da, revenim pe hotărârea care am dat luna trecută cu închirierea unui spații din dispensar. La ce inventariere am făcut pe acolo, am ajuns la concluzia că putem să facem puțin ordine și să valorificăm toate spațiile prin închiriere. Dacă sunt doritori, ce am mai face? Noi ne facem datoria să le facem la licitație. Este vorba de dispensare de aici? Da. Partea care este lui ea. Sigur, da. Au fost domnul Palade renunțat și dânsul și atunci... Deci proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Comuna Poduri, inițiator primarul Budiana. Da. Prin hotărâre de 42 și 49 din 2018 s-au aprobat caietul de sarcini, regulamentul serviciului privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public. Nu avem posibilitatea să ne constituim noi ca servicii de iluminat public pe primărie cu toate dotările și atunci o să delegăm serviciul. Ce vă propunem noi este practic forma contractului de delegare de gestiuni, făcut după legea 51 și 230/2006 și după aceea o să urmeze procedura de achiziție ca atare a serviciilor de întreținere a iluminatului public. Dar nu aveți acum un beneficiar, nu este de acum. Cine sunt niște reguli care trebuie să îndeplinite, atestată de SEC-ul, DRE, dotări. Dar trebuie toată o firmă care e agreditată, care e agreditată. Cine este Piatru? Abținere împotrivă, mulțumesc. La punctul 19 sunt diverse. Diverse două cuvinte, pentru că am trecut pe la primul punct prezentat de doamna primar, mi-ar fi plăcut să fie și colegii domnii sale subalterne din primărie, că trebuie felicitați. Nu, domnul președinte, eu practic nu jignesc, nu trimit ironii, nu fac absolut nimic, eu spun niște lucruri reale, realități, da? Deci vă rog să vă abțineți. Deci, doamna primar, transmiteți felicitările noastre ale Consiliului Local tuturor colegilor dumneavoastră din subordine. Ei au dus greu, au dus munca. Și nu se vede, doamna primar, și eu vă felicit pe dumneavoastră cu raportul Curții de Conturi. Mulțumesc.
Nu se vede munca dumneavoastră față de lucrurile din urmă care le-ați acoperit și le-ați rezolvat. Știți dumneavoastră la ce mă refer? Adică nici nu se spun și tratăm așa cu blândețe în glas. Spus, sau că acolo sunt atâtea procese verbale de ordinul sutelor de milioane la amenzi. Dar, domnule, spuneți clar, cu tare, Popescu Vasile, Bia Vasile are 50 de milioane amendă la circulație, care așteaptă 5 ani de zile ca să prescrie amendă. Nu se mai prescrie. Nu se prescrie. Atunci să le plătească, domnule. Este salariat al primăriei, este pensionar, faceți oprire și opriți crede, așa vom face și cine crede că sunt presionat decât să duc mai departe, să informez, să facă ce vreau, noi vă pune să facem și oprile pe salari, fără discuții. Băieții de la taxe și impozite nu o să plătească ei și nu o să plătesc eu, ci nu au plătit alții de atâția ani și nu au avut bunul simț să vină să le plătească sau măcar bunul simț să vină să le recunoască sau să-și aducă măcar, poate dacă mai au din cele plătite, că mai sunt, de exemplu, care au plătit acasă, să zicem. Mai au două, trei procese verbale prin care au plătit, măcar să vină să le aducă să poată scădea aici, despre ele. S-au terminat cu ce au fost până acum, au fost, gata, s-au terminat. Cum vrem toată lumea să fim legal și toată lumea vrem să fim cu bun simț, să fim toată lumea, de la cel mai mic până la cel mai mare. Și la impozite același lucru, exact. Același lucru. Pentru că este o pată rușinoasă să vii tu la sfârșit de an calendaristic să spui: păi știți, trebuie să umplem golul la salubritate sau la apă, că nu ne mai trimite mașina de gunoi. Așa. Dar căutați cine este vinovat, pus amendă, pus, făcut poliția locală să se miște mai bine, că dacă stai bine și te gândești, mie nouă nu ne convine, doamna primar, nici ăștia cum stau la stradă cu pepeni, da, așa i-ați văzut. Da. Pentru că acum anul, când am spus că un salariat al primăriei a beneficiat de un pepene adus de răcar și l-a dat la salariații primării, a râs de mine. Acum duceți-vă și vedeți, luați un pepene de acolo, să vedeți și dumneavoastră ce miros are, cât de copt este, pepene care e țigănuș, ăștia spun că-i de dăbulen. Băi băiete, dar pe cine prostești tu? Și îmbolnăvește populația, doamna primar. Da, ăsta l-a arunci, nici păsările nu ți-l mănâncă, nici curcile. Și în al doilea rând, ar trebui întrebat colegii noștri de la poliția locală, că i-a lăudat totdeauna. Ar trebui întrebat uleacă, băi frate, au plătit taxi că expun pepene acolo și roșii și castraveți ce au ei acolo? Sau e piață publică? Când s-a pus problema și domnul primar Dobrovăț a zis că acolo pe deal o să facem o piață agroalimentară pentru Comuna Conturi, nu s-a votat. Acum stă la capătul stradei și vinde pepe. Domnul profesor, amintiți-vă că am trecut, am ridicat problema asta cu acești comercianți care merg pe stradă. Ce mi-a răspuns polițistul local Matei? Nu-i atribuțiunea, nu-i treaba lor. Hai, de asta sunt. Da, dacă îmi dați voie, am două probleme, într-adevăr, foarte spinoase care sunt aici și, adică, mult mai mult decât problema pepenului ăsta de aici, cu care este, într-adevăr, și este o problemă, dar problemele mai spinoase sunt una legată de stratul, care ar fi trebuit să înceapă asfaltarea drumului de la Buleni, pentru că știți că s-a pus problema să înceapă asfaltarea. Este adevărat că ei au început proiectul, deci au făcut parte din proiect, au dus proiectul până la 80%, să zic, din proiect, cam așa. La un moment dat, proiectantul n-a mai vrut să lucreze, din câte știu, le-au pus proiectul în brațe. Ei au venit acum cu cereri către noi, prin care ne spun că până pe data de 30 septembrie 2019 vor să semneze un act adițional la ceea ce s-a pus, ca să amânăm până pe data de 30 septembrie 2019, până atunci să se apuce să facă drumul. Între timp, am fost acolo la drum și am vorbit cu oamenii de la Buleni și așa, este un praf, bineînțeles, din nedescris, cum știți că pe toate drumurile din comun, acolo unde nu este asfalt, e praful foarte mare, dar având în vedere faptul că pe acolo trec utilaje foarte mari
și foarte grele, nu numai că au crăpat casele. Drumul și el este folosit la maxim și stă într-o parte, într-una din părțile alea din curbă, stă să se aproape să se ducă la vale și dacă o să mai treacă, dacă o să mai treacă mașini dintre astea foarte mari, o să fie foarte rău, că o să trebuiască poate să scoatem din prin șanțul cea de acolo și o să trebuiască să ne ducem pe românești. Eu am și din partea oamenilor aici care au venit către mine și am zis că s-o discut cu dumneavoastră, sunt toate și datele și tot ce au. După părerea mea, spune să nu spună că nu suntem binevoitori, pentru că plătesc acea taxă de 1 milion, care e o taxă modică, credeți-mă, pentru ei și la ce mașini trec. Pot trec cu niște mașini de, am crezut că dărâmă primăria, nu că dărâmă... Părerea mea, și dacă dumneavoastră sunteți de acord, și părerea oamenilor care am vorbit de acolo, deci eu vin exact cu vocea oamenilor care am discutat de la Bulen și numai, și pentru faptul că s-a făcut drumul județean și care deja îl strică prin acestea, cu toate că noi nu avem, cum să zic, nu avem din punct de vedere legal dreptul să intrăm în drumul județean, dar parcă ți doare sufletul așa după ce îl faci să vină să te zgudui, să le mai dă termen o lună de zile pentru, să le dăm termen până la 1 august să se apuce de drum, iar în momentul în care la 1 august nu se apucă de drum, să le interzicem să mai intre cu mașinile pe o perioadă până când se reabilitează. Este adevărat că... Pe care drum? Pe drumul de la Bulen. De la Bulen, da. Da, unde avem noi posibilitatea să... Și spun treaba asta pentru că în momentul în care ne apucăm de făcut acest lucru, să... trebuie să cerim și acordul poliției, adică trebuie mai multe acorduri până când... Libera circulație. Este vorba, este într-adevăr libera circulație, este vorba de legea petrolului pe care ei o să... Au un drept la servitude. Au un drept la servitude, este foarte adevărat. Nu chiar atât de simplu. Poate pentru dumneavoastră nu e atât de simplu, eu mi-asum aceste lucruri. Chiar mi le asum fără niciun fel de problemă. Mi le asum pentru că mi le asum pentru oamenii din comuna Poduri. Și pentru oamenii care locuiesc acolo și mi le asum că de fapt și de drept, după ce când este luat de sub pământ toată bogăția, măcar atâta putem să facem și noi, adică să nu ne fie frică că vă leu, dacă vine, vai, mă strângi, vai, mă nu știu, să nu ne strângi, nu nică, până la urmă ești pe pământul nostru. Eu așa gândesc. Și până la urmă este foarte puțin. Care au semnat. Bineînțeles, bineînțeles. Nu, dar de ce? Deci, dar oamenii au venit către primărie. Noi suntem cei care trebuie să luăm decizii, nu? Suntem obligați să rezolvăm cazul. Asta este propunerea mea. Le dăm până la 1 august, le mai dăm un termen ca să nu spună că n-am fost de bună credință și așa. Frumos scris, le spun, domnule, de la 1 august, în momentul în care noi ți-am luat, nu mai intri cu mașinile mari, drumul se dărâmă de tot, nu o să putem intra nici noi până la urmă. Asta este, de fapt, ideea. Deci chiar nici nu... Sunt convinsă că vor fi presiuni, că vor fi, că m-am apucat, nu știu ce, dar fără presiuni și fără un pic de, vă spun, un pic de curaj, un pic de, așa, un pic de zvâc, chiar nu se face nimic. Că așa au atâția ani de când ne exploatează. Și ce am avut noi de la ei când ne-au exploatat pământul? Este angajat unul sau doi de la Poduri să văd că s-au dus unul ca să lucreze, să-i ajute pe oameni cu ceva? Ne ajută cu ceva de pe un drum, de asta să fii sănătoși. Eu n-am nimic împotrivă de oamenii care lucrează de la Moinești, n-am nimic împotrivă că fac contract, tot drumul nostru o strică, tot noi suntem în... Doamna primar, tot noi suntem. Noi am greșit. Știți de ce? Pentru că satul Cernu și poate și Bucșești puteau avea la această oră gaze din subsolul nostru, al pădurenilor, nu de cum un petec de drum. Nu, așa ceva nu este adevărat din punct de vedere moral și din punct de vedere plastic, ce spuneți dumneavoastră. Dar din punct de vedere a legalităților, noi n-am nevoie decât să mergem la o magistrală să ne legăm. Deci nu este, deci nu avem... E adevărat că noi le deținem și așa ar fi corect. Le deținem să le și avem. Asta ar fi moralitatea. Dar din punct de vedere a legislației, nu avem voie pentru că trebuie să ne ducem la magistrală și... Ii făcut proiect, acum Dumnezeu să ne ajute să-l facem, să-l putem în continuare, să-l vedem pe linia cea dreaptă. Deja proiectul a fost făcut, fără niciun fel de problemă. Este adevărat că a făcut și domnul Dobrovăț proiectul. Proiectul care l-a făcut domnul Dobrovăț a trecut din termen de foarte mult timp și el n-a fost... Dar s-au schimbat foarte multe lucruri... Au fost solicitări, doamna primar. Ascultați-mă, oleacă, s-au schimbat foarte multe lucruri și în legea gazelor, și în legea... Deci nu mai poți să mai... Nu poți să... Cam, nu știu, mi-au spus la o ședință că de ce nu l-am luat, de ce nu l-am făcut. De asta ca să găsească cineva nu o dăm papură, că așa e la noi. Dar el n-a fost făcut pentru că, din punct de vedere legal, el nu mai avea...
valabilitate, dar nu numai asta, din punct de vedere a legii gazelor și a legii, eu am fost la Ministerul Energiei și m-am interesat, pentru că chiar am zis, domnule, dacă avem început un cap de proiect și dacă știu că oamenii vor, dacă se poate. Nu, a zis, vă apucați din nou proiect, pentru că acum este vorba despre district gaz, vorba despre transgaz sau alte... Da. Mă rog, eu cred că asta, că ne-am apucat să vorbim despre gaz, dar nu asta, de fapt, era ideea. Ideea era cu acest drum de la... Dacă sunteți de acord, nu să închidem drumul acum, că nu asta e ideea. Dacă sunteți de acord cu propunerea, să prelungim până la 1 august, să le dăm un termen. Și dacă după 1 august suntem de acord, ca atunci să ne strângem într-o ședință extraordinară, dacă vreți, și să vedem ce fac. Poate îl fac până la 1, poate se mobilizează, că au bani, eu n-am nimic împotrivă, să mobilizeze să-l facă. Ei, nu mai au bani. Dacă nu au bani, închidă la cistreacă. Mașinile au bani să le treacă. Numai câte cistreacă le treacă. Da, bineînțeles. Deci nici nu mă gândesc, chiar serios. Deci chiar și dacă până acum aveam așa, am zis, băi, hai, lasă că nu știu cum, nu au bani. Mă, da, începe la 10 aprilie. Nu, domnul Grigoraș, nu-i campanie electorală, pentru că se muncești... Da, să muncești pentru comuna asta încă de când am intrat eu și chiar vreau să vă spun că și noaptea și zilele care le fac la București așa, nu mai permit ca să vă las să vă tot luați atâta de mine, pentru că muncești prea mult ca să vă tot luați să spuneți tot felul de aberații. Nu campanie, nu nicio campanie, este pentru oamenii de la Buleni. Drumul ăsta de la Buleni a fost început de Căhăș și s-a discutat de el. Acum au venit, asta s-a întâmplat, că au venit ei ca să ducă mai departe și am zis că nu putem să-i lăsăm să se ducă până la adânc Bătrânescu. Eu că trebuie luat în considerare acest lucru, acest m-ați pomenit așa, normal. Legat de amenzile care sunt... Dar nu, că nu v-am pomenit la amenzi. Vreau să intervin și eu. A, aveți un problem cu amenzi. După 5 ani de zile, alea se pierd. Asta ziceți dumneavoastră. Se pierd. Știți ce înseamnă? Și zice, legal, din punct de vedere legal, nu mai e cum să spun ce am spus și după aia spuneți dumneavoastră. Din punct de vedere legal, este o lege, 30, nu știu din ce an, așa, spune că primăria, în momentul când a primit de la poliție procesul verbal de amendă a unei persoane, are obligația ca în termen de 5 zile să informeze cetățeanul. Da. Nu s-a informat, acele amenzi, după 5 ani de zile, se pierd. Deci vin în sarcina... Consultați juristul, aveți jurist aici în primărie. Și vedeți să vă spun. Îi convine să plătească amenzi băiatul dumneavoastră, domnul Decoraș. Eu nu cred. Da. Da, vă spun eu. Deci vin în sarcina agentului fiscal. Deci asta sunt, nu că nu să prescriu. Deci, domnul Nistoreanu, o să aibă grijă să-i tai pe ea dumneavoastră câte un leu ca să nu vină să plătească dânsul. Da, el a iau să arată. Am pus întrebarea asta și cum lui... Și eu vă răspund exact, știu foarte bine ce e. Persoane care au fost aici într-un control în perioada când era domnul al treilea mandat. Da, da. Eu vă spun cum este. Și mi-a spus exact așa. După aia m-am consultat, mi-a dat el un termen. Da, domnul Grigoraș, dar de ce să ducem asta și să ajungem la o... Domnul Grigoraș, haideți să vă spun eu ceva. De ce să ducem asta în derizoriu? Că are unul sau nu are? Noi punem popriri. Stați numai un pic, așteptați-mă. Noi punem popriri la fiecare în parte, că sunteți dumneavoastră, că e altcineva. Dumneavoastră vă duceți și ne dați în judecată, că sunt care se pricep la așa ceva, și să duc și ne dă în judecată, sau aveți poate amenzile plătite și veniți cu el, și gata, ce? Dar ce așa mari? Există cali pentru fiecare? Nu facem acum din fiecare... Păi la cât sunt cu amenzi, ce ar fi să vină fiecare la ușă și să mai iau cu fiecare în parte și să-i explică ceva? Nu-i convenabil, mergeți, este poliți, DNA, de toate ce doriți, mergeți la una dintre ele, nu-i nicio problemă. Vis-a-vis de drumul de la Buleni, ei am fost legături cu ei și le-am dat toate, le-am trebuit toate 6 luni. Deci ar trebui să luăm problema cu într-adevăr, să termină lucrarea. Țigane care au furat lemne. Țigane care au furat lemne. Nu ne-ați lăsat vorbitul ăla. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră, eu ies afară, ce zici, noi ați aveți o problemă tot timpul. Ei o să caute să termine lucrarea și după aceea noi o să rămânem cu drumul determinat și fără nimic. Deci ar trebui să luăm problema. Deci probabil asta este și amânatul ăsta și da. Extrema, acum nu găsești. Mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim. Cum puteți recupera banii de la țigani ăștia care au milioane? Cu multă folosul comunității, domnul Grigoraș, cu datul cu mocul prin primărie și prin față, cu datul cu mătura. Cine nu vrea să-i plătească? Dacă mai sunt probleme deosebite la urmă. Da, mai avem. Cum te domnule? Aici, știți, mai aveam problema cu un cabinet de avocatură. Cristina Popa a luat legătura cu un cabinet de avocatură. Este vorba despre apartamentul pe care ea știți că și-l dorește de foarte mult timp, apartamentul în care stă, a dat în judecată, urmează de fapt să dea, că ei ne-au scris că dau în judecată, ne dă în judecată pe noi și Consiliul Local,
Bine, nu cred că judecata este una ca să ne, ca să ne sperie sau nu, asta este problema. Din punct de vedere legal, odată în judecată, ca să poată să obțină la un moment dat o hotărâre judecătorească prin care să poată să-și ia apartamentul. Eu nu am nimic împotrivă să-l ia, pentru că l-are de atâta timp și că stă acolo de atâta timp, apartamentii mai sunt liberi, dar să se găsească exact calea legală, iar dacă o hotărâre judecătorească spune că acest lucru se poate prin hotărâre judecătorească, dacă un judecător dă acceptul pentru așa ceva, eu vorbesc în numele meu personal, pentru că nu că susțin, dar o știu pe Cristina de atâția ani, stă aici de atâția ani, apartamentul nu-i luat acum și nu este primul apartament care a fost și soțul a fost în comună și în afară de asta nu-i primul apartament care... Nu a putut să-și facă casă, soțul a fost lucrat în comună, ce zic? Nu le-a dat voie legea până acum, domnul Tăi. Vreau să iau apartamentul ăla, da, apartamentul în momentul probabil care se dă și pe hotărâre judecătorească să se scoate la licitație. În sine, și la fie da, exact, o să ridice la dita mai suma, da, exact, adică... Da, bine... Nu, dar nu a zis femeia că este. A zis că a făcut îmbunătățiri, că s-a pus acolo niște... Dar eu nu mă supăr, nu. Da, eu nu, chiar nu mă supăr. Dar aici există și o... În timpul altor primari... Eu, spre exemplu, dacă dau voie la... O să... În instanță, aceste lucruri vor fi cerute cu siguranță. Ce îmbunătățiri s-au făcut conform facturilor și conform... Adică și la noi juristul va ceri... O să vedem, dacă îi nu-i stă... Încă o dată spun, doamna a făcut și o neștiința pe noi ca să vină acest lucru. Este dreptul ei și asta... Domnul președinte, aș vrea și eu... Da, domnul Constantin. Aș vrea să felicităm justiția română pentru 27 mai a luat o hotărâre și am scăpat de nescroc. Extraordinar. Asta e. Știu să vă reacție. Deja am reacție. Că apar reacție. Apar reacție la acum. Acum reacția este una de... Am început să plâng, mă duc în bocceluța cu sarmale. Am plecat de acum, domnul Dobrovă. Domnul primăran, dacă vreți să mergeți cu mine, măcar să-mi țineți de urât până acolo. Mă duc sus că am o cununie și a început la ora 2, la vreau și eu să vă mulțumesc pentru numele cetățenilor Vicianului, pentru utilaje, pentru... Pentru tot ce a fost făcut la biserică. Foarte frumos, foarte frumos, cum o să fie, probabil că o să fie de declar ședința de